ziua tuturor și bine v-am găsit și e onoare să fiu alături de dumneavoastră. Voi da share screen la o scurtă prezentare în care vom face o trecere revistă a ceea ce și-a propus, face și va face acest proiect în, pentru mediul educațional din România. Se vede prezentarea? Ok. Da, da, se vede. Mulțumim. Ok. Deci, proiectul a demarat în 2017 prin semnare, dar efectiv a început anul trecut, la începutul anului trecut, când au putut fi demarate, să zic, angajările în proiect, astfel încât experții să poată să începe să înceapă să construiască. Se tot vorbește foarte mult despre platforma CRED, despre ce înseamnă platforma aceasta EduCRED. Când am construit platforma, noi am avut în vedere câteva componente. Componenta de comunicare și colaborare, pentru care soluțiile analizate și găsite la momentul respectiv au fost Google Suite for Education, în combinație cu Office 365, în ideea că având același cont, un profesor are acces și la facilitățile pe care le oferă Google Suite și la facilitățile pe care le oferă Office 365. Astfel încât spațiul este nelimitat, instrumente de colaborare gratuite, video și document sharing la dispoziție, la fel și cu Office 365, cu spațiu de 1 tera pentru fiecare utilizator și toate instrumentele Office asigurate gratuit pentru profesori. Pe de altă parte, pentru că am analizat pentru programul de formare ce ar fi cel mai potrivit. Și în analiza noastră a ieșit că Moodle-ul ar fi o soluție cea mai adaptată pentru câți oameni aveam noi de gând să ținem în formare, cel puțin 55.000 de oameni, astfel încât soluția de open source de la Moodle am dezvoltat-o și am integrat-o în platforma de formare a proiectului, în care cursantul se conectează tot cu același cont. Deci el nu scrie, nu schimbă contul, pur și simplu, același cont, parolă și așa mai departe. Construim o componentă de RED, un colector de resurse educaționale deschise și pentru prima oară în istoria, să zicem așa, mediului public din România, dezvoltăm platforma pe GitHub, astfel încât oricine din comunitatea de dezvoltatori, să spun așa, se poate asocia dezvoltării acestui colector de resurse educaționale deschise, aveți, este linkul acolo. Dar n-am neglijat componenta de social media, pentru care am construit o pagină de Facebook, care în prezent are peste 25.000 de urmăritori, și un grup social media, care este prezentat și ca bună practică în ghidul UNESCO, pentru că noi am crezut că oamenii pot share-ui resurse și pentru că oamenii învață cel mai bine unii de la alții. Și acum ce s-a întâmplat în acest proiect? Până la 10 martie, pentru că 10 martie e o dată istorică pentru proiectul nostru, 11.000 de cadre didactice fusese reinstruite într-un program de formare care includea 60 de ore online și 60 de ore face-to-face, dintre care introdusesem pentru prima oară obligativitatea, notați cuvântul obligatoriu, de a face webinare. Deci asta era până pe 10 martie. Din data de 10 martie, când s-a stopat tot ce înseamnă proces face-to-face în educație, noi am avut 7.500 de cadre didactice în jur de care erau prinse deja în programul de formare. Toți acești oameni și formatorii lor au trebuit să mute la un moment dat tot fluxul de formare în zona de online. Și a trebuit să ne pliem rapid și să construim sistemul astfel încât să putem să transformăm în online ceea ce aveam deja în face-to-face. Imaginați-vă că toate aceste persoane au continuat formarea ca și cum ar fi face-to-face, existând însă chiar o rigoare mult mai mare decât era în face-to-face, pentru că totul era înregistrat, documentat și aveam loguri care ne spuneau, ne certificau prezența sau absența unei persoane la webinar. În aceeași perioadă, foarte mulți dintre profesori, și o să vedeți câteva date pe care le prezentăm, foarte mulți dintre profesori care aveau conturi de EduCRED, au folosit aceste conturi pentru a utiliza în activitatea cu elevii de la clasele lor. Și pur și simplu am devenit cea mai mare școală online din România la acel moment, având zile în care aveam sute de mii de intrări în platformă, foarte mulți profesori construindu-și acolo relația, să zic așa, educațională cu elevii lor. De la 1 iunie,
după 15 iunie, când se termină până la școală, dar când a început următoarea serie de formare, cele 4.000 de cadre didactice au intrat, vedeți că sunt mai puțini, de data asta am redus numărul de grupe, pentru că a fost o chestie de alegere a celor care vreau să participe și a formatorilor care vreau să instruiască. Și am avut totuși peste 200 și ceva de formatori care au zis, ok, noi intrăm în acest program online, ajutați fiind și de experții learning care i-au asistat pas cu pas în acest demers. Iar în jur de 4.000 de cadre didactice au exersat nu doar formarea efectivă din cred, ci au exersat practici pedagogice în online. Deci ei au făcut acest online, au avut fiecare câte 30 de webinarii, deci nu s-a făcut rabat nici măcar la cele 5 webinarii, astfel încât fiecare grupă a avut 30 plus 5 webinarii, astfel încât să respectăm rigoarea programului de formare, rigoare care a fost foarte bine ținută în frâu pe timpul acestui demers. În acest moment lucrăm să asigurăm sprijin pentru fiecare școală din România și am făcut o analiză și probabil vor ieși câteva date în curând, astfel încât pentru fiecare școală vrem să asigurăm platformă de genul acesta, de genul EduCred, fiecare școală. Am contactat deja conducerile școlilor, inspectoratelor și experții noștri din proiect, experții learning, împreună cu echipe de voluntari, vor face acest demers de a conecta fiecare școală la o platformă educațională. Urmează în pregătire o serie de webinare tematice, webinarii tematice în care vom încerca să transpunem, să translatăm experiența din programul de formare a formatorilor și cursanților în experiențe de învățare pentru ceilalți profesori interesați. Pentru că dacă vă uitați la cifre, aproape 11.000 de profesori au practicat școală online, dar au practicat nu doar cu elevii, ci au practicat între ei, sub supraveghere, schimbând bune practici în toate județele din țară. În acest moment, CCD-urile din România dezvoltă o activitate intensă de instruire a profesorilor în utilizarea instrumentelor. Uitați, am pus niște grafice să vedeți ce s-a întâmplat la noi, de unde aveam câteva 1.000-2.000 de participanți săptămânal la cursurile noastre, la webinarele noastre video, vorbim de webinare video. După ce a început acea zonă pandemică, să zic așa, observați cum a crescut aproape exponențial, au crescut participările în sesiunile noastre, sesiunile video organizate pe platforma EduCred. Se vede în zona de 7 aprilie, 21 aprilie, vacanța de Paște, în care a fost mai puțină interacțiune și explozia de după, când am avut zile cu 60.000 de intrări în sesiuni video organizate în cadrul proiectului CRED. Ce vedeți cu portocaliu sunt non-crezi, cum le-am spus eu, adică sunt persoane din afara grupului CRED, în condițiile în care pentru participanții la programul de formare noi țineam strict evidența să intri cu contul de EduCred. Cei portocalii sunt de fapt copiii care au intrat în sesiunile video inițiate de profesorii care aveau conturi de EduCred. Și aici pot să anunț o știre, să zic așa, nouă. Vom da drumul la conturi de EduCred.eu pentru orice profesor care dorește acest lucru. Și săptămâna viitoare vom pune un formular de înscriere pentru astfel de conturi, care nu sunt diferite de conturile școlilor pe care le avea pe Google Suite și pe Office, dar vom asigura și instruire și tot. După cum vedeți, un grafic interesant este graficul conectărilor în conferințele video, da? În acel grafic... Te rugăm să te apropii de final, pentru că mai sunt și apropii. Întrebări, da? Te rog. Imediat. În acel grafic o să vedeți cum profesorii se conectau mai mult de pe device-ul de tip browser, adică calculatoare, iar copiii se conectau în principal de pe device-uri de tip tabletă sau telefon. Vedeți graficele cu exploziile care au fost. Aici am pus câteva grafice de... Noi aveam întotdeauna calendarele noastre la evenimente și vedeți, aveam câte 200 și ceva de webinarii pe zi, dar experiențele noastre din CRED au însemnat următoarele. E mai bine să previi decât să tratezi. Dacă la începutul formării cadrele didactice și profesioniști în educație erau sceptici în ceea ce privește învățarea și predarea online, anul acesta ne-a demonstrat necesitatea îmbunătățirii competențelor digitale și nu doar alfabetizarea digitală a acestora.
Cadrele didactice care au participat până în martie 2020 la formare și cei care au participat apoi au fost, de fapt, resurse educaționale pentru școlile lor, pentru că, în analiza noastră, peste 80% din școlile din România au avut cel puțin un profesor la cursurile CRED, iar dincolo de acestea, cadrele didactice care au fost în zona asta de formare doar online au dobândit și abilități de organizare a unui demers didactic pe care le vor putea organiza online în viitorul an școlar. Dar în principal, ce observăm și ce am observat după atâta, să zic, lucru în acest proiect, este că, de fapt, profesorul este principala resursă într-un sistem educațional de calitate și investiția trebuie dusă către profesor. Și de aia noi credem în continuare în educație și vom avea pe viitor și alte lucruri pe care să vi le împărtășim. Da, mulțumesc mult!